Am venit eu, să Mihai v-a spus unele puncte pe care le avem în acest mare plan de dezvoltare și eu aș dori să vă vorbesc puțin, am făcut și un punctat să vorbesc la obiect despre dezvoltarea industriei auto în România. Cred că este una dintre cele mai importante ramuri a economiei românești. Pot să spun că subiectul este acest subiect de dezvoltare a industriei auto este un subiect esențial pentru economia României. Eu cred că la fel industria auto a avut o mare contribuție la dezvoltarea țării în ultimele decenii. Acest plan în industria auto pe care dorim să-l susținem vine să sprijine această industrie și să o transforme într-un hub de tehnologie și inovație în Europa de Sud-Est. Industria auto din România a demonstrat o capacitate extraordinară de inovare de-a lungul anilor. Ați văzut și dumneavoastră salturile de la mașinile pe care le-am avut înainte, pe care le construiam înainte în România și ceea ce se întâmplă acum. Uzinele noastre auto nu produc doar pentru, știți foarte bine că nu produc doar pentru piața internă, ci suntem parte integrată a lanțurilor de aprovizionare globale și avem colaborări cu unele dintre cele mai mari companii auto din lume. Planul Național de Reindustrializare are ca scop principala transformare, cum vă spuneam, a României într-un hub de tehnologie auto pentru următorii 10 ani. De aceea se vor da foarte multe fonduri pentru a încerca să ajungem în primele țări cu această industrie auto foarte dezvoltată. Și la ceea ce vrem să ajungem, vrem să ajungem la vehicule electrice și autonome și Guvernul României va acorda o atenție deosebită acestui segment care, zic eu, reprezintă transportul global. Mai vrem să sprijinim dezvoltarea infrastructurii de încărcare electrică, care ați văzut că sunt foarte multe programe la primăriile din județul Arad, la fel cum sunt în țară, pentru a face stațiile de încărcare, să facem cât mai utilă, ca să spun, această tehnologie a mașinilor electrice, să avem în mai multe locuri unde putem încărca aceste mașini. Eu cred că dacă vom reuși să facem acest plan și să-l ducem la bun sfârșit, eu cred că vom crește exporturile vehiculelor și componentelor auto și de astfel consolidând poziția României pe piețele internaționale. Ați văzut că aici, în zona industrială la Arad, sunt foarte multe fabrici care fac componente auto și care la fel participă cu mulți bani la PIB-ul României. Eu cred că industria auto este principala industrie care contribuie la PIB-ul României. Eu cred că putem ca această industrie și are toate aturile să devină un lider în această regiune a noastră și mașinile electrice și autonome pe care le facem
să le putem exporta în toată lumea. Eu cred că cu sprijinul guvernului și prin parteneriate solide între mediul privat și public, România își consolidează acest hub de care vă vorbeam în Europa de Sud-Est. Mulțumesc! Întrebări.